583, acesta este numărul final al candidaților înscriși la OLT pentru ocuparea prin încadrare directă din surse externă a posturilor scoase la concurs de Poliția Română. Testarea psihologică, proba sportivă și examenul scris tip grilă sunt cele trei teste prin care au de trecut aspiranții la postul de agent. Primele două sunt eliminatorii, iar astăzi s-a dat startul testărilor psihologice. Probele de testare psihologică au început astăzi, 18 aprilie, și vor continua și mâine la sediul Școlii de Formare și Perfecționare Profesională a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina. Candidații la concurs au trecut pragul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor în două serii. O primă examinare a început la ora 8, iar startul celei de-a doua s-a dat la ora 12. La ieșirea din examen, concurenții au declarat că testarea nu a fost deloc ușoară, însă speră să treacă acest hop. A fost destul de grea. Întrebări de... nici nu mai știu exact, de personalitate, atenție, au fost întrebări la care a trebuit să răspundem contratimp? Destul de greu, părerea mea. Adică, da, undeva la mediu. Care dintre teste a fost mai greu, să zicem? Unde crezi că ai avut mai mari probleme? La cel cu imaginile. Am avut mai mult timp, nevoie de mai mult timp de gândire. Ceea ce privesc cele de personalitate, cum au fost? A fost ok. A fost foarte grea. Au fost subiecte de logică, matematică, figurine trebuie aranjate într-o anumită ordine. Care dintre ele s-au părut cele mai dificile? Cele de matematică. A fost matematică pură sau? Nu chiar. Cu un pic de logică, nu știu să zic exact. N-a fost greu. Testările vor continua toată săptămâna, mâine fiind evaluați ultimii 280 de candidați olteni. Miercuri, joi și vineri, Școala de Poliție va fi gazda candidaților de la Dolj.